Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la știri. În această dimineață, începând cu ora 6, polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale, Ordine Publică și Serviciul Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, sprijiniți de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean, în baza mandatelor de percheziție, au descins în 22 de imobile din satul Drogu și Comuna Galbenu din județul Brăila. Au fost conduse la sediul poliției pentru audieri 18 persoane și au fost ridicate în vederea cercetărilor mai multe obiecte corp delict. De asemenea, polițiștii au ridicat în vederea continuării cercetărilor mai multe plase monofilament folosite la săvârșirea infracțiunilor de braconaj piscicol. În baza mandatelor de percheziție emise de judecătoria Făurei în această dimineață, polițiști sprijiniți de jandarmi au descins în 22 de imobile din satul Drogu și Comuna Galbenu. În urma activităților desfășurate, 18 persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila pentru audieri și au fost ridicate în vederea cercetărilor mai multe obiecte corp delict. Această acțiune a avut drept scop identificarea persoanelor suspectate de comiterea mai multor furturi din societăți comerciale și din locuințe, fapte înregistrate cu autori necunoscuți în ultima perioadă a anului trecut. Cercetările continuă pentru probarea activității infracționale a persoanelor conduse la sediul poliției. Corpul C al Spitalului Județean de Urgență Brăila a primit în administrare liftul exterior în valoare de aproape 360.000 de lei de la Consiliul Județean, urmând a asigura buna întreținere și funcționare a echipamentului dat în administrare. Acest lift exterior la etajul 1 este de ultimă generație și incorporează toate îmbunătățirile recente în proiectarea și structura materialelor, destinația sa fiind exclusiv pentru transportul personalului medical și al pacienților. Proiectul privind aprobarea transmiterii unui lift acces exterior etaj 1 corp C situat pe șoseaua Buzăului numărul 2 din proprietatea privată a județului Brăila și administrarea Consiliului Județean în administrarea Spitalului Județean de Urgență a trecut cu unanimitate de voturi. Este vorba despre liftul de la boli infecțioase, unde noi folosim doar parterul din cauza circuitelor, pentru că a fost gândită ca un tot, ca și secție. A apărut această situație, ca să nu-i spun altfel, și atunci a fost nevoiți să ne chinuim vreun an și ceva să facem acest lift. Astăzi este gata, vom muta două secții acolo, probabil, sau una de 45 de paturi, vom vedea că sunt mai multe variante, dar în orice caz mai descongestionăm o parte din Spitalul Județean prin apariția acestui lift și prin funcționarea etajului superior. Valoarea totală a liftului este de 353.751,60 de lei. În conformitate cu prevederile legale, echipamentul a fost montat, verificat tehnic de către o societate autorizată și va funcționa în exteriorul corpului C al Spitalului Județean de Urgență Brăila. Festivalul Internațional de Muzică Ușoară George Grigoriu, Festivalul Internațional de Folk Kira Kiralina, Cântecul de Dragoste de-a lungul Dunării, Karaoke Star, Vedetă pentru o zi. Iată câteva dintre acțiunile organizate de Consiliul Județean prin instituțiile sale subordonate, Biblioteca Județeană Panaitistrati, Muzeul Brăilei, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Școala Populară de Arte Vespasian Lungu în anul 2012 și care vor continua și anul acesta. Programul cadru al manifestărilor cultural-artistice pentru anul 2013 cuprinde și acțiuni organizate de Primăria Municipiului Brăila, Primăriile Orașelor Ianca Făurei și Primăriile Comunale din județul Brăila. Lor ar putea să li se adauge în septembrie și un festival de jazz Johnny Răducanu. Cel puțin asta își dorește consilierul independent Marian Căpățână. Șeful Consiliului Județean Gheorghe Buneastancu susține că situația în acest caz este ceva mai complicată. Averea acestuia este disputată de 3 moștenitori, iar situația drepturilor de autor este incertă. Probabil că ar fi bine să facem și un festival numai al Brăilei, cu toate tradițiile noastre. Rugămintea mea este ca și dumneavoastră, în calitate de consilier, să participați la aceste evenimente, a susținut Gheorghe Buneastancu. Brăila are un bogat program cadru al manifestărilor cultural-artistice care vor fi organizate în 2013. Acestor manifestări ar putea să li se alăture și altele noi, așa cum a sugerat consilierul independent Marian Căpățână, care a propus un festival de jazz Johnny Răducanu. Numai că în această privință, șeful Consiliului Județean a avut câteva obiecții. Și în anul 2013 vom continua cu ceea ce știți că am făcut în fiecare an, să ne rezolvăm problema festivalurilor. Probabil că festivalul Cântecul de Dragoste de-a lungul Dunării va fi mai consistent anul ăsta, pentru că am intrat în strategia Dunării și ne interesează să atragem cât mai mulți concurenți din zonele respective pentru a fi mai bine cunoscuți.
O să primiți și o carte care am scos-o de curând, nu noi, cei de la Strategia Dunării, la Consiliul Dunării, în care Brăila are 6-8 pagini de prezentare și a fost distribuită tuturor țărilor participante la Regensburg, acolo unde am fost, sigur contra cost, dar toți au luat la cunoștință că există un oraș pe malul Dunării care se cheamă Brăila. Ceea ce se întâmplă aici sunt câteva lucruri pe care le veți vedea și sunt preluate din strategia Consiliului Județean, care este până în 2015. Toate festivalurile care se fac, că sunt de caricatură, că sunt de epigrame, că sunt de muzică populară, de muzică ușoară și de folk, că astea sunt care le avem astăzi și avem poeții din Balcani, domnul Dragoș, probabil că vom face foarte curând anual un festival numai pentru Brăila, pentru cei care reprezintă tradițiile noastre, care au mai rămas, Maria mai vrut toată despre treaba asta, și o să încercăm să-l adăugăm și pe ăsta. Rugămintea mea este măcar să participați la astfel de manifestări. Că atunci când e să dăm premii la astfel de concursuri, sunt eu și cu domnul Filoti și cu domnul Vice. Vă reamintim că, în conformitate cu legislația în vigoare, Consiliul Județean Brăila, în calitate de autoritate a administrației publice locale, trebuie să asigure condiții optime pentru desfășurarea acțiunilor din domeniul cultural-artistic și acțiunilor întreprinse de către instituțiile publice de cultură și artă de importanță județeană. Consilierii local-municipale au aprobat luni dimineață proiectul care vizează acoperirea definitivă din excedentul local al anului precedent a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2012, suma aprobată fiind de peste 1 milion de lei. Din calcule a rezultat că totalul veniturilor secțiunii de dezvoltare după deducerea sumelor evidențiate în conturile de venituri ale bugetului local este mai mic decât cheltuielile secțiunii de dezvoltare și pentru care, conform reglementărilor în vigoare, consiliile locale au obligația de a aproba prin hotărâre acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2012 cu suma necesară din excedentul anului precedent, respectiv 2011. Proiectul aprobare a acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anului precedent a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2012 a trecut cu unanimitate de voturi luni în cadrul celei mai recente ședințe de Consiliul Local Municipal. Suma necesară pentru acoperirea acestui deficit este de 1.158.173,75 de lei, bani proveniți din excedentul anului 2011. Situație complicată în Consiliul Local Municipal Brăila. Vasile Varga și Dorin Petre au câștigat câte un mandat în Parlamentul României, iar locurile lor trebuie luate de următorii pe listă. Până aici nimic deosebit, numai că Dorin Petre a intrat în Consiliul Local Municipal din partea Alianței pentru Viitorul Brăilei și a câștigat un mandat în Parlament din partea Uniunii Social-Liberale. Prin urmare, locul său în Consiliu va fi luat de un reprezentant tot al Alianței pentru Viitorul Brăilei. După alegerile locale însă, Alianța s-a dizolvat ca structură. Primarul Aurel Simionescu le-a solicitat liderilor PDL în cadrul ședinței de luni de Consiliul Local să vină cu o propunere, nu cu două, așa cum s-a întâmplat, astfel încât lucrurile să se clarifice cât mai rapid și noul consilier să-și intre în rol. Înainte de a face o propunere oficială, vă rog să-i lăsați pe cei de la UNPR să se întâlnească cu noi, cei de la PDL. A venit răspunsul din partea lui Daniel Mitrofan. Pe lista defuncte alianțe depuse la Consiliul Local Municipal la alegerile locale din 2012 sunt Laurențiu Chiru din partea PNCCD și Tudorel Arbunea din partea UNPR. Ședința ordinară de Consiliul Local Municipal de la finele lunii ianuarie ar trebui să lămurească această problemă. Incredibil, dar adevărat, o formațiune politică care s-a desființat după alegerile locale din 2012 trebuie să se reunească pentru a decide cine va fi consilierul local municipal care va fi investit în locul lui Dorin Petrea, cel care a reușit să ajungă în Parlamentul României. Dorin Petrea a ajuns în Consiliul Local Municipal din partea Alianței pentru Viitorul Brăilei, care s-a desființat însă după alegeri. Rămâne de văzut care va fi propunerea după discuții. Cert este că sunt doi aspiranți la acest post, Laurențiu Chiru din partea PNC și Tudorel Arbunea din partea UNPR. Abia pe locul al treilea pe listă se află și un reprezentant al Democrat-Liberalilor Brăileni.
Capitanul echipei de fotbal CF Brăila, Gabriel Bosoi, își petrece ultima săptămână de vacanță la munte. Sunt ultimele zile de repaus pentru fotbalistul brăilean, pentru că de luni elevii lui Alin Pânzaru demarează pregătirile în vederea returului sezonului competițional 2012-2013. CF Brăila se află pe locul al doilea în campionat și Bosoi, la fel ca și ceilalți colegi ai săi, visează la accederea în prima ligă, o dorință care poate prinde contur în această vară. Eu îmi doresc să promovez cu CF Brăila în Liga 1, un obiectiv realizabil, ținând cont de faptul că suntem pe locul al doilea la mică distanță de lideră. Cine ne dădea vreo șansă la podium înaintea turului? Ba chiar unii brăileni au emis în tur tot felul de zvonuri în defavoarea echipei noastre, care de fiecare dată s-au dovedit a fi nefondate. Nu este o serie grea, iar promovarea este un obiectiv realizabil. Eu sunt un copil modest, plecat de la țară și am muncit foarte mult să ajung aici, iar în 2013 îmi doresc să-mi păstrez banderola de capitan și să promovez cu CF Brăila pe prima scenă a fotbalului românesc, a declarat Gabriel Bosoi.